Salutare, iubiții mei români, aici Ilie Pană de la Laboratorul de Șosete. Aș vrea să vă spun de cum am reușit să facem un proiect pe fonduri europene fără să avem un spațiu. Nu uitați, cel mai important lucru atunci când vă propuneți ceva, să nu vă gândiți că nu se poate să rezolvați ceva care vă lipsește. Orice se poate rezolva. Dacă știți foarte clar ce vreți să faceți în viață, orice se poate rezolva. Vreți să faceți un proiect și nu aveți bani, cu siguranță veți găsi, dacă proiectul este bun și entuziasmul vostru este la maxim, cu siguranță veți găsi pe cineva care să vă dea banii, o posibilitate de finanțare și așa mai departe. De exemplu, eu vreau să fac un proiect pe fonduri europene și mai exact o fabrică de șosete care acum se regăsește în clădirea din spatele meu, dincolo de această grădină industrială foarte interesantă. Și n-aveam spațiu. Și ce se întâmplă? Dacă vrei să închiriezi un spațiu ca să faci proiect pe fonduri europene, trebuie să fii puțin sinucigaș. Pentru că îl închiriezi și stai poate 2 ani de zile plătind chirie până poți să faci acel proiect, dacă cumva ți se aprobă. Este foarte complicat și aproape imposibil. Aici e un mic artificiu pe care îl puteți face, iubiții mei români, dacă doriți să aplicați proiecte pe fonduri europene și nu aveți un spațiu. Artificiul este în felul următor. Găsiți pe cineva care are un spațiu foarte vechi, foarte, poate așa, cu vegetație crescută prin el și așa mai departe, și poate nu are planuri să facă nimic cu el în următorii un an, doi. Vă duceți la el și spuneți că ați dori să vă ajute cu un contract de comodat sau chiar cu un contract de chirie, dar cu o chirie infimă, 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 pentru că spațiul până la urmă nu poate fi utilizat. Doar ca să voi, ca să puteți să faceți acolo un proiect pe fonduri europene. Adică să depuneți pentru a face un proiect pe fonduri europene. Și acum chestia care este? Trecând așa niște pași, bineînțeles că voi după ce se aprobă proiectul puteți să amenajați acel spațiu și să continuați acolo, să crească contractul de chirie cu proprietarul respectiv, sau puteți să faceți o cerere de modificarea locului. Da, deci chiar înainte de semnarea contractului de finanțare aveți posibilitatea să modificați locul de implementare. În ideea că vă duceți la un loc de implementare superior. În general se aprobă, nu e ceva 100%, cum nu este nimic în viață 100%. Eu când am făcut treaba aceasta, exact la fel am făcut. Am găsit pe cineva cu un spațiu foarte vechi, practic care nu făcea nimic, și m-a ajutat. Un prieten de familie foarte bun, m-a ajutat cu foarte multe chestii și m-a ajutat și cu treaba aceasta. M-a ajutat oferindu-mi acest contract de comodat. Ulterior, după ce am reușit să trec de etapele de verificare ale proiectului, am găsit și am închiriat. Într-adevăr, și acolo am plătit chirie un an, dar deja știam sigur că voi face ceva acolo. Un an fără să fac nimic. Puteam și mai puțin, dar fiind la început, mi-a fost teamă să fac totul foarte rapid și am făcut mai lent implementarea proiectului. Așa că acesta este un exemplu despre cum puteți să faceți un proiect pe fonduri europene, chiar și dacă nu aveți spațiul necesar. Pentru că mulți se lovesc și spun, dar noi nu putem să aplicăm pentru că nu avem spațiul necesar. Da, dar noi nu putem să aplicăm pentru că nu avem banii necesari. Da, dar noi nu putem să aplicăm pentru că n-am făcut niciodată șosete. Iubiții mei români, dacă vreți să faceți ceva, orice obstacol poate fi depășit. Orice problemă are o soluție. Nu uitați! Acum eu v-am vândut un pont util, pragmatic, nu doar vorbe în vânt, și sper să ajute măcar pe cineva. Poate cineva care vrea să aplice la un proiect pe fonduri europene și consideră că nu are spațiul necesar. Găsiți pe cineva care are un spațiu și nu are ce să facă cu el, care corespunde cu cerințele proiectului pe fonduri europene, faceți un comodat cu el, oferiți-i poate ceva în schimb sau nu, sau promisiunea că veți rămâne acolo după și veți recondiționa spațiul. Sunt 1001 de variante, dar nu găsiți scuze, vă rog frumos, dacă vreți să faceți ceva, se poate să-l faceți până la capăt. Iubiții mei români, vă doresc o zi magnifică, o săptămână superbă, multă sănătate, împlinire, fericire și să nu uitați să trăiți fiecare clipă, să vă bucurați de fiecare pas pe care o faceți atunci când mergeți, de fiecare gură de aer pe care o respirați și, bineînțeles, să vă mai și înnoiți șosetele cu șosetele de la Laboratorul de Șosete.ro, cu cutiuțele cu șosete perfecte la prețul corect de la Laboratorul de Șosete. De aici, din grădina din spate a Laboratorului de Șosete, la datorie, Ilie Pană, vă pup și vă iubesc!